Aproape 300 de exponanți din România și alte 15 țări au venit și în acest an la Agromalim, cel mai important eveniment agricol din vestul țării, în organizarea Camerei de Comerț Arad. Chiar dacă vremea nu a fost prielnică pentru un târg de o asemenea amploare, noutățile prezentate au fost remarcate de fermierii prezenți în număr mare la această manifestație. Firește că AgroTV a fost prezent cu o echipă de filmare care a surprins cele mai importante momente din târgul Agromalim, momente pe care le prezintă imediat colegul meu, Marius Milea. Timp de 4 zile, cei mai importanți dealeri de utilaje agricole și-au prezentat ultimele noutăți în materie de agricultură. La acest eveniment nu a lipsit nici parada animalelor. Am reușit ca și anul acesta să avem o participare foarte bună. Chiar pe spațiile interioare sunt un număr mai mare de expozanți ca și anul trecut. Pe zona de exterior, din nou, am umplut spațiile care le-am avut la dispoziție. Deci o participare bogată cu firme din România, cu firme din străinătate, un număr important de firme străine. Și zicem noi că din acest punct de vedere este acoperit cam tot ceea ce înseamnă necesitățile celor care lucrează în agricultură. Interes din partea fermierilor există pentru achiziție și pentru a se dota în continuare. Domnule ministru, cu ce gânduri la acest târg? Cu un oftat de bucurie, cu o satisfacție extraordinară, că am umerii uși de ploaia aceasta și cu gândul că începe un an agricol bun și să dea Dumnezeu să nu mai avem ce am avut anul acesta, și voi să puteți să treceți peste greutățile momentului și să întoarcem brazda țării, să dăm pâine României. În momentul de față, noi ne desfășurăm business-ul 80% cam pe agricultura convențională, dar considerăm și suntem absolut convinși că agricultura ecologică va câștiga din ce în ce mai mult teren. Am venit cu cea mai mare combină de recoltat furaje verzi, clas Jaguar 990, cred că e singura combine vândută în România și, din ce am auzit discuții, chiar și în Europa, o combine de capacitate mare. Arătăm și ochiului cunoscător și ochiului necunoscător cu ce se chinuie oierii în România, în situația în care avem la bază o tradiție de sute de ani. Această țurcană care a coborât din vârful muntelui până la Dunăre, până în graniță cu Ungaria, ea singură să ține după acel care îl simte că o cheamă cu dragoste. De câțiva ani, Dicorlen ne-a obișnuit cu evenimente de amploare sub forma târgurilor agricole desfășurate sub egida Dicorfest. Anul acesta, pe câmpul de la Braniștea, județul Galați, au ajuns sute de oameni. Iar ceea ce putem afirma fără ezitare este că, odată în plus, Dicorfest a demonstrat că este cel mai mare târg agricol din regiunea de sud-est a României. Anul acesta au fost expuse 300 de utilaje agricole ale reprezentanților din portofoliul Dicorlen, care se poate mândri cu faptul că a încheiat 2021 pe primul loc în topul dealerilor pentru mărcile Maschio Gaspardo și Olimac. Totodată, Dicorlen s-a remarcat ca dealer reprezentativ pentru producători de renume precum Lemken, Irtec, Pronar și Madara. Vorbim puțin despre proiectele Dicorlen, pentru că sunteți tot timpul într-o dinamică remarcabilă și tot timpul creșteți pe verticală. Așa este și mă bucur că se observă lucrul acesta. Suntem foarte dinamici, suntem foarte rapizi în a aplica ideile noi pe care le avem. Avem o capacitate de a scala foarte repede lucrurile, replicăm foarte multe lucruri pe care le facem cu succes într-o anumită zonă, le replicăm foarte repede și în alte zone ale țării. Aș vrea să amintesc faptul că din planurile principale de dezvoltare ale companiei face parte și extinderea rețelei de parcuri. Rețea de parcuri care în momentul de față numără 3 puncte de lucru, cel în care ne aflăm astăzi, cel mai mare, cel de la Braniștea, parcul nostru principal de 25.000 de metri pătrați. Următorul este punctul de lucru de la Iași, parcul din podul Iloaiei, județul Iași, și parcul din județul Ialomița de lângă Slobozia. După cum spuneam, planurile noastre includ
extinderea rețelei și aș putea să vă dau o parte din informații, pentru că n-aș vrea să divulg toate planurile, dar ce este sigur este faptul că până la finele acestui an vom avea încă două parcuri noi Dicorland la nivel național. Zonele o să fie surpriză. Festivalul de anul acesta, Dicorfest, a fost conceput pe mai multe paliere. Astfel, evenimentul a oferit un program de socializare și vizualizare a produselor expuse, muzică, mâncare, joc și voie bună. Dicorland e compania care considerăm noi că e cea mai aproape astăzi de clienți. De ce? Suntem o companie românească cu 100% capital românesc. Suntem aproape de fermierii noștri și noi am crescut împreună cu fermierii noștri. Am realizat un parteneriat în care noi ne-am propus să fim alături de ei și ei au răspuns în același fel, ne ajută an de an să evoluăm, ne ajută să înțelegem care sunt nevoile lor și ne ajută să aducem în portofoliul nostru de echipamente utilajele care se potrivesc pentru fermierul român. Dicorland are un stoc de peste 700 de utilaje agricole, de la pluguri, scarificatoare, combinatoare și până la semănător, mașini de erbicidat, fertilizatoare, utilaje pentru prelucrarea fânului, sisteme de irigație, etc. Până în prezent, compania a ajuns în 4.000 de ferme, a vândut peste 1.200 de utilaje și echipamente agricole și peste 150.000 de piese de schimb. Comisia Europeană a aprobat primul pachet de planuri strategice PAC pentru 7 țări. Danemarca, Finlanda, Franța, Irlanda, Polonia, Portugalia și Spania de la 1 ianuarie 2023. Se arată într-un comunicat al executivului comunitar. Fermierii care participă la programele ecologice pot fi recompensați, printre altele, pentru interzicerea sau limitarea utilizării pesticidelor și pentru limitarea eroziunii solului. Colega mea, Rona David, a strâns mai multe informații pe acest subiect de mare interes pentru viitorul și mai ales strategiile care se vor implementa în industria agricolă europeană. 120 de miliarde de euro este totalul bugetului alocat pentru primele 7 planuri strategice propuse de tot atâtea state europene. Vestea bună este că și tinerii fermieri din cele 7 țări sunt sprijiniți cu finanțări de 3 miliarde de euro pentru proiectele în agricultură. Programele ecologice, programele de mediu, împădurirea, gestionarea apei sunt doar câteva dintre obiectivele care vor fi duse la îndeplinire cu ajutorul acestei sume. Oficialii europeni cred că noua politică agricolă comună ne va ajuta să aducem stabilitate mijloacelor de subzistență în agricultură, dar și securitate alimentară pe termen lung. Suntem acum cu un pas mai aproape de punerea în aplicare a unei noi politici agricole comune pentru următorii 5 ani. Acest pas vine într-un moment crucial, când importanța acordării unui sprijin solid sectorului nostru agricol a devenit extrem de clară. Fermierii se confruntă cu un mediu dificil, marcat de creșterea bruscă a costurilor de producție, ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, precum și de seceta recentă din timpul verii. Agricultura este o întreprindere pe termen lung, iar fermierii europeni trebuie să aibă un cadru juridic și financiar clar pentru viitor. Noua politică agricolă comună ne va ajuta să sprijinim stabilitatea mijloacelor de subzistență în agricultură și securitatea alimentară pe termen lung prin promovarea unui sector agricol inteligent, competitiv, rezilient și diversificat. Salut eforturile susținute depuse de statele membre pentru a-și finaliza planurile și a-și sprijini sectorul agricol. Comisia va continua să ofere orientări pentru a utiliza în mod optim resursele pe care politica agricolă comună le oferă fermierilor, comunităților rurale și cetățenilor noștri în ansamblu, a afirmat comisarul pentru agricultură. Fermierii care participă la programele ecologice pot fi recompensați, printre altele, pentru interzicerea sau limitarea utilizării pesticidelor și pentru limitarea eroziunii solului. Între 86% și 97% din suprafața agricolă națională utilizată va fi exploatată în bune condiții agricole și de mediu. O finanțare substanțială care va sprijini de asemenea dezvoltarea producției ecologice, majoritatea țărilor urmărind să își dubleze sau chiar să își tripleze suprafața agricolă, se arată în comunicatul executivului comunitar. Fondurile pentru dezvoltare rurală
Regională vor finanța mii de locuri de muncă și întreprinderi locale din zonele rurale, îmbunătățind în același timp accesul la servicii și infrastructură, cum ar fi banda largă. Termenul limită stabilit de Bruxelles pentru ca statele membre să-și prezinte planurile strategice ale politicii agricole comune a fost 1 ianuarie 2022. După primirea planurilor, Comisia a trimis scrisori de observații tuturor statelor membre până la 25 mai 2022. Acestea au fost publicate pe site-ul Europa împreună cu reacțiile tuturor statelor membre în conformitate cu principiul transparenței. Continuăm jurnalul cu o cură de sănătate, ca să spun așa, subiect propus de Marilena Dinu, colega mea de la Buzău. Consumul fructelor de pădure proaspete, acum în perioada coacelii lor, este o adevărată cură de sănătate. Afinele sau coacăzele sunt dificil de obținut, cei drept, pentru că se culeg greu din pădure. Din fericire, din ce în ce mai mulți fermieri au înființat plantații de fructe de pădure pe lângă gospodării, pe care le livrează în piețe sau prin curier. Uitați aici cum arată coacăzul roșu, ciorchinaș, struguraș, cum le zic în popular. Irinel Manea este unul dintre cultivatorii de fructe de pădure din zona Buzăului. Împreună cu mama lui, are grijă de plantația înființată în urmă cu 5 ani pe terenul de lângă Casa Bătrânească, din comuna Merei. Coacăzele din 3 soiuri de culori diferite ocupă cea mai mare suprafață cultivată. Cele negre sunt baza, spune fermierul buzoian. Nu sunt pe masa, fructele de pe masa românilor, dar, cum zic francezii, pur le connaisseur pentru cunoscători și pentru proprietățile lor terapeutice. Coacăza neagră miroase a medicament, are vitamina C de 7 ori de clămâia. De la începutul verii, Irinel și mama lui trebuie să intre frecvent la cules printre butașii de coacăz. Fructele, mai ales cele de coacăz alb, se strică dacă stau mai mult în bătaia soarelui, deoarece nu au fost stropite. Coacăzul alb este soiul Weiss, este asemănător coacăzului roșu, este mai puțin acidulat. Și, bineînțeles, diferă tipul de antioxidanți. În tot fiecare culoare are antioxidanțe lui. Pe lângă coacăze, familia Manea culege în această perioadă și aronia, un arbust originar din zonele aride ale Americii de Nord, ale cărui fructe sunt foarte căutate și apreciate pentru proprietățile lor terapeutice. În România, datorită climei, boabele de aronia sunt mai dulci. E mai greu de întreținut pentru că a fost secetă și a trebuit să irigăm mai des, să menținem plantele, să obținem recoltă bogată. Producția de fructe de pădure este neașteptat de bună. Peste 80% din recoltă este vândută în piețele din București, unde există o categorie mare de clienți care apreciază beneficiile fructelor de pădure. Combinăm coacăzele cele trei culori, cum le zicem noi tricolorul, să fim și puțin patrioți. Smeura, combinăm și smeura și murele. La anul să avem și agrișe, deci vrem să completăm toată gama de fructe de pădure. Prețul variază în funcție între produsele noastre, fructele de pădure, este între 20 și 40 de lei. În funcție de soi, de perioadă, în anumite la început și la sfârșit, e cantitate mult mai mică. Ceapa noastră e mai mândră. Așa s-ar putea spune în sloganul unui festival inedit, cum nu e altul pe la noi prin țară. Vă explic imediat despre ce este vorba. La Mândra, adică o localitate din județul Brașov, autoritățile locale au vrut să se mândrească, așa cum se cuvine, cu produsul lor tradițional, și anume ceapa roșie. Au reușit să obțină și fondurile necesare, așa că au organizat prima ediție a festivalului Cepei Roșii. Și nu e puțin lucru, să știți, pentru că au reușit cu succes. Bogdan Tudor a fost acolo și este gata să vă dea mai multe detalii despre eveniment, așa că vă invit să-l urmărim chiar acum în jurnal. Cum a venit ideea acestui festival? Este prima ediție anul ăsta, reiterez, așa cum spuneam și mai devreme, prima ediție a festivalului Cepei Roșii la Mândra. Da, Consiliul Județean au făcut un program prin care au încercat să susțină cultura, să spun așa, au scos un program prin care au acordat un sprijin de 15.000 de lei, prin care și consiliile locale veneau, primăriile veneau cu o cofinanțare de 5.000 de lei, astfel încât să se poată organiza un festival. Noi am depus și noi un proiect la fel ca alte primării, ne-am numărat printre cei selectați să fim eligibili pentru acest program și atunci așa am început ideea de a crea un festival.
Acum ideea era un festival să facem, ori zilele comunei, oriceva care să ne reprezinte. Pe noi ne reprezintă ceapa roșie. Nu se compară gustul cepei roșii de mândra cu celelalte cepe. Că mai sunt ceapa, mai sunt cepe lunguiețe roșii, sunt mai multe. La Buzău se mai găsește prin zona de spre Târgu Mureș și exact. Ceapa noastră e specifică zonei noastre, are un gust aparte și foarte căutată. O să vedeți toată luna august toți cei prinși în tranzit care circulă pe DN1, noi având DN1 aici în localitate, toți se opresc și cumpără ceapă roșie de Mândra. Sunt foarte, foarte încântați. Locuitorii din Mândra și-au deschis porțile pentru toți turiștii și în întreg satul s-au organizat expoziții, ateliere pentru copii, concerte, activități sportive și degustări speciale. Totul a început cu un campionat de fotbal dis de dimineață pe terenul din localitate. Doamnele îmbrăcate în straie populare au participat la slujba de duminică, iar apoi în centrul Mândrei s-au prins în horă. A fost pregătit un mic târg cu produse locale, iar turiștii au putut chiar degusta celebra ceapă de Mândra, asezonată cu slănină, dar și cu un pahar de limonadă. La Muzeul de Pânze și Povești au fost ateliere de împletit ceapă și chiar o expoziție denumită creativ de organizatori, Ceapa Măsii. Ce important e ca fiecare să-și descopere identitatea culturală locală. Adică noi aici cultivăm ceapă de foarte mult timp și oamenii noștri când se duceau acum 50-60 de ani cu ceapă prin toate județele de jur împrejur, erau legitimați cumva, le cereau buletinul să vadă dacă este într-adevăr omul din Mândra ca să cumpere ceapă autentică. Lui. Da, exact. Iată, avem ceapa. Există sate care au fiecare o altă poveste, un alt lucru cu care pot să se mândrească și să iasă în față și pe care să-l promoveze și în același timp cu ajutorul acestei promovări să îl reinventeze, recreeze sau să-l readucă în atenția tuturor, inclusiv al comunității. Muzeu, atelier și acum, iată, organizarea unui eveniment aici la Mândra, la oamenii mândri pe care îi vedem aici, așa cum sunteți și voi, un festival al cepei roșii. Ești implicat în multe proiecte de acest gen. Da, în proiectul ăsta sunt partener pentru că ne-am dorit foarte mult să, împreună cu administrația locală, să facem ceva mai mult decât un simplu festival în sat și am zis hai că ne ocupăm noi de partea asta cu porțile deschise în sat, pentru că în spatele fiecărei porți există câte o poveste și sunt foarte multe povești. Oriunde ai bate la poartă în România asta sau în lumea asta mare, în spatele porții există cineva care poate să spună o poveste și trebuie să o descoperi, să ai răbdare să o asculți și după aceea poate, dacă vrei să deschizi poarta pentru mai mulți oameni, să o aranjezi un pic astfel încât să poată fi spusă mai departe. Da, facem și festivalul cepei, iată. Aveți și voluntari, am văzut și aici, voluntari care sunt ceapa măsii, știi, asta e un fel de alint până la urmă, ceapa măsii, au sărit sau mai bine zis, ai găsit repede voluntari pentru a te ajuta? Da, sunt oameni din sat, sunt copii din sat cu care facem fiecare vară tot felul de ateliere dedicate. Ne-am pus pe tricouri astăzi ceapa măsii pentru că e un fel de, nici nu știu... E cu năduf așa ceapa măsii. Da, nu era neapărat o înjurătură, era folosit, o expresie folosită de oamenii care nu suduiau, nu jurau de Dumnezeu, de mamă, era așa, ceva mai soft. Și exact asta am simțit noi când am început să mergem să documentăm partea cu tradiția cultivării cepei în sat. Am zis, ceapa măsii, că nu mai sunt prea mulți. În județul Sibiu, pe Valea Avrigului, Bogdan Matieș, sportiv care a câștigat multe concursuri de echitație, a demarat în urmă cu două decenii un concept nou. A îmbinat performanța cu creșterea cailor. După ce a adus armăsari de calitate din Germania pentru a îmbunătăți reproducția cailor din România, le-a deschis pasionaților un orizont nebănuit, spre o lume care i-a acaparat cu totul. În această lume mergem și noi în minutele următoare împreună cu colega mea, Elena Picu. Deși la nivel de țară numărul cailor este în scădere în ultimii ani, iar cei care se dedică creșterii lor sunt și mai puțini, există totuși entuziaști care se încăpățânează, la modul cel bun, să iubească acest nobil animal și să dezvolte ferme care le aduc satisfacții nebănuite. Cu siguranță actorul care a scris istoria agriculturii românești, la momentul actual unul dintre ajutoarele de nădejde ale gospodarilor, cel mai bun prieten pentru petrecerea timpului liber,
un bun terapeut pentru persoanele cu nevoi speciale, dar și un foarte bun ambasador al sportului românesc. Suficiente argumente pentru creșterea cailor, atât în gospodărie, cât și în hergheliile de specialitate. Dornici să le ofere copiilor o excelentă oportunitate pentru petrecerea timpului liber, dar și către performanță, mulți părinți își aduc copiii la ferma din Avrig. El este Tudor, cel mai micuț călăreț al nostru și prieten cu călăuții de ea. Aici este salvanul, locul unde sunt lajdurile și caii dorm noaptea. Ei sunt copii toți ai noștri, copii care vin zilnic aproape la antrenamente, la cursuri de echitație, vin să ajute, vin să curețe cai, să-i îngrijească. Spuneți-mi, am auzit adesea spunându-se că este un foarte bun prieten și terapeut calul în anumite afecțiuni. Este un mit sau este o realitate? Este o realitate. Eu am văzut asta de când sunt aici și știu asta de la soțul meu care se ocupă de la vârsta de 9 ani cu caii, acum având 27 de ani. Dincolo de aceasta, la fermă, copiii învață să trăiască alături de animale. Le îngrijesc, le hrănesc, le recompensează pentru fiecare execuție, iar cei cu aptitudini sunt formați pentru competiții sportive, unde relația cal-călăreț devine una specială. M-a schimbat și m-a învățat foarte multe lucruri sportul acesta. Cum ar fi? Să accept persoanele așa cum sunt, pentru că fiecare cal este diferit și fiecare are un caracter diferit și atunci este la fel ca la oameni. Fiecare este diferit. Și atunci trebuie să acceptăm pe fiecare așa cum este, bune și curele. Cum, cât timp petreceți împreună zilnic? Păi zilnic petrecem peste 12 ore. Așa de mult? Da. Vin aproape zilnic, în afară de o zi din săptămână. În rest vin zilnic. Mă antrenez la sfârșitul serii pentru că este mai răcoare pentru mine și pentru cal și putem să facem antrenamentul potrivit pentru concursul. Apropo de concursuri, am înțeles că ai participat la concursuri și că vei mai participa. Da, am participat la diferite concursuri de sărituri. În general, am participat și la concursuri de dresaj, însă nu m-au atras atât de mult, la fel ca și concursurile de sărituri. Am participat la două concursuri până acum, dar nu cu Dana, cu o altă ea pe Daisy. Și da, am venit aici și pentru concursuri, dar pentru că, nu știu, asta e pasiunea mea. Dincolo de performanțele sportive pe care copiii le ating, caii sunt folosiți și ca tratament paliativ în anumite afecțiuni, spune Roxana Matieș, administratorul fermei de pe Valea Avrigului. Noi aici oferim servicii cu o persoană specializată pentru copiii cu autism. Copiii vin, petrec timp cu calul, pleacă de aici și cumva mai fericiți. Aici se încheie jurnalul. Vă invit să rămâneți în continuare pe AgroTV pentru a fi la zi cu tot ce este nou în agricultură. Eu sunt Ramona Pandele și până data viitoare vă doresc numai bine să vă fie. La noapte cerul va fi variabil cu înnorări temporare și pe arii restrânse, ploi de scurtă durată la munte și în regiunile sudice. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile minime vor fi cuprinse între 8 și 16 grade, mai scăzute în zonele de presionare spre 5 grade. Mâine, în vestul și sud-vestul țării, valorile termice se vor situa în jurul celor normale în prima decadă a lunii septembrie, însă în restul teritoriului vremea va fi încă răcoroasă, mai ales dimineața. Cerul va fi temporar noros și se vor semnala ploi slabe de scurtă durată, cu o probabilitate mai mare în zona deluroasă din sud, în centru și în nord-vest. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile maxime se vor încadra în general între 20 și 26 de grade. Cum sărbătorești 10 ani de experiență? 10 ani plantare Tempo de mare viteză. 10 ani de inovație constantă. 10 ani de precizie remarcabilă de plantare cu mare viteză. Noi sărbătorim privind spre viitor. În 2022 îi uram bun venit în familia Tempo lui Faderstadt Tempo L1624, umplere centrală.
care înglobează spațiu atât pentru semințe, dar și pentru îngrășământ, într-un sistem de depozitare central. În ultimii 10 ani, mii de fermieri și-au văzut terenurile agricole atingând potențialul maxim, datorită lui Tempo. Și un lucru este sigur. Noi abia am început. Faderstad, unde începe agricultura.